Aici am ora 16. Păi și nu aici voi nimic. Bă, poți să duci. Mă filmești cu mine? Filmează vă din mata. Fraților, ce să vezi în mijlocul nostru este trezirii pentru toată lumea. Este o trezirii ca să fim mai uniți, să ne iubim și să respectăm unul pe celălalt. Durerea pe care o sunt în aceste familii, în momentul ăsta nu o să ne mai vedem. S-a întâmplat nenorocirea care s-a întâmplat. Eu vă promit, împreună cu echipa, că o să luăm legătură pe partea juridică să vă reprezentăm aceste accidente. Vom fi alături de dumneavoastră și de copiii dumneavoastră. Pentru că, așa cum acei femei, Dumnezeu să o odihnească, i-a rămas 4 copii în urmă. Acest tată de un copil care stă alături fiica cu tata, este foarte dureros. Rugăm Ministerul de Interne să facă dreptate, să bage echipajele de poliție și să lase oamenii ăștia viteza mai mică. Gata, vedi. Asociația Partida Romilor cu Europa este alături de aceste familii din comunitatea din Mărășești. Legat de partea juridică, după terminarea mormântării, oamenii sunt bulversați, acum sunt așa cum sunt, supărați. Cu părere de rău despre familia care de fapt a avut acest accident, am înțeles că fata aceasta este o fată, o situație financiară bună și ca etică și ca morală, chiar îmi pare rău pentru faptul că sunt aceste familii care au rămas pe drumuri fără și orfani. Ar fi trebuit doar un mic ajutor, ca din bunul simț al lor.
sincer să vă spun, este o situație destul de dificilă și critică în același timp, pentru că sunt niște familii nevoiașe, sunt niște familii care trăiesc după o zi pe alta, în mare parte din ei trăiesc doar din venitul minim garantat și alocația de stat a minorilor. Acest accident care a avut loc pe strada Hareț-Manciu, așa, în acest accident au rămas distruse 7 familii. Aici unde ne aflăm în momentul de față este tată cu fiică în vârstă de 6 ani. Celălalt copil este în comă de 5 ani și soția. Mai avem o decedată care a rămas în urmă 4 copii, o familie care nu au casă, nu au masă, nu au nimic. Noi, ca și organizația Partida Romilor pro Europa, am fost alături de ei, suntem în continuare alături de ei și i-am sprijinit toate aceste familii îngoliate cu tot ce a fost nevoie să fim alături de ei. Am luat legătura cu mai mulți avocați, nu vrem să greșim, pentru că trebuie să încercăm să vedem cine este vinovat. Ori, indiferent cine ar fi vinovatul, trebuie să ne gândim că rămâne o durere, rămâne o lipsă a unor copii și părinți nevinovați, pentru că atunci când ei au mers cu acea căruță, au mers să-și caute existența zilei, să muncească. Două familii separate. Cât sunt în spital sau cât sunt? Sunt 4 copii. Doi sunt frați al decedata care Borțoagă Corina. Corina, da. Fata este în terapie, vomita, gravă, la cap, la picior. Abdomen. Abdomen. Ăla mic de 3-4 ani avea la cap lovituri, îl dureau oasele, sfărâmați, așa, în tot corpul. Deci mobilizați. Cealaltă care a lui, cum cheamă țăranul ăsta? Dorel Constantin. Dorel Constantin, fata de 9 ani, foarte gravă era și fata, o durea abdomenile, vomita, febră, nu mânca, piciorul era într-un hal nehal dezastru. M-a șocat faptul că a venit medicul la garda seară și când a ajuns la salonul ăsta de septici și a făcut deosebire, ci că aici e salon de țigan, da, hai, mergem dincolo. Deci nu s-a uitat nimeni la aici, fata era în temperatură care... Am spus, zic, anunțat o asistentă cineva, că fata este foarte... Deci nu și-a făcut vizita la salonul respectiv. Da. Și a venit o infermieră și mi-a zis, dați-i să mănânce la copiii ăștia, că nu vor niciunul să mănânce. Și măcar câte o bucătură să apuce, că deci am hrănit mult cu lingura noi pe toți. Și am hrănit, am suspinat, m-au plâns ca... Ăla micu m-a plâns ca pe măicuța lui. Ei simțeau nevoia de căldura părintească, ei nu știu că părinții lor sunt morți. Întreba de părinți, am spus că vine acum, vreau pe mămica, pe tăticul. Și asta mică din terapie care a luat-o aseară și a dus-o, i-a despărțit de frații amândoi. Ea nu mai înțelegea că e atât de rău și bolnavă, că ea își plângea frățiorul și îl vroia în terapie cu el. Da. Și am calmat-o eu și am spus, stai liniștită că... Frățiorul tău te duce la el sau ți-l aduce? Zic, aici n-ai unde să-l ții, că tu ești neapărat. Dar îl vreau la picioarele mele, eu nu pot să stau cu el. Promit că nu mai plâng dacă mi-l aduci. Te rog, nu pleca, nu pleca. Și era buzile uscate, cojite, într-un hal fără... M-a dus sufletul, am suspinat un lucru pentru el. Mare păcat ce s-a întâmplat, dar... Cel puțin medicii ăsta să-și facă datoria, pentru că sunt niște copii nevinovați.